asistență socială. Domeniul asistenței sociale este un domeniu relativ nou în România, el a apărut după anii 90. Profesia în sine este foarte importantă, chiar vitală pentru societatea noastră și acest lucru, să zicem, a fost relevat cel mai bine în pandemie, când asistenții sociale au fost în prima linie și când au avut grijă de copii, de oamenii vârstnici, de cei cu dizabilități din centre. Și de multe ori și-au neglijat familia, chiar sacrificându-și familia pentru un interes atât de nobil. Ne-am gândit ca, după ce se ridică restricțiile, să inițiem un demers prin care gestul acestor oameni nevăzuți, dar atât de importanți pentru societate, să fie valorizat. Această acțiune se înscrie în rândul acțiunilor filantropice pe care Asociația Sfântul Martin le organizează de ani de zile, sub egida Noblețe de Suflet. Inițiatorul acestui eveniment frumos a fost un om extraordinar, este de fapt un om extraordinar, domnul asistent social și Poș, care ne-a prezentat proiectul și împreună, subsemnatul ca președintele Asociației Sfântul Martin, împreună cu doamna rector Ramona Lilea din Universitatea Audiu Blaicu, am îmbrăcat această idee și ne-am gândit să creăm acest eveniment frumos, care an de an ne dorim să crească și de ce nu să ajungă unul din evenimentele de prestigiu din Arad, în care este premiată asistența socială. Un ultim lucru aș mai vrea să precizez, modul de selecționare al celor care vor fi premiați astăzi a fost unul foarte riguros, a apelat la profesioniști în domeniu, la ONG-uri și în ultimul rând la instituțiile publice care au putut să ne furnizeze informațiile pe care le-am solicitat. Suntem conștienți că puteau fi și clar ar trebui premiați mult mai mulți asistenți sociali, dar este un început și, cum am spus, an de an ne dorim să crească acest eveniment. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și sperăm să iasă bine!